Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi am să vă spun o informație care în perioada sovietică nu ni s-a spus la obiectul de istorie, la disciplina de istorie și nu mi s-a spus nici mie. Și cred că nu vi s-a spus nici dumneavoastră. Și eu cred că ar trebui ca să cunoască această informație fiecare persoană, dat fiind faptul că în perioada sovietică, această dictatură sau utopie comunistă care, despre care ni se vorbea, ne-a dus foarte mult în eroare și care ne spunea tot timpul de contrariu ceea ce se petrece în afara hotarelor URSS. Așadar, spre exemplu, celebra uzină de tractoare din Stalingrad, așa zisă Stalingradski Traktorni Zavod, a fost construită complet în Statele Unite, demolată și transformată pe 100 de nave și asamblată în URSS. O altă fabrică, o altă întreprindere, Dneprogres, a fost construită de o companie americană, Cooper Energy Company, și împreună cu o altă companie germană, Siemens, unde la această companie, la această uzină Dneprogres au fost construite primele tancuri. O altă uzină, numai puțin cunoscută, Gorkovski Automobilni Zavod, care vedem și astăzi prin oraș și nu numai prin oraș, unele mașini, unele camioane care în partea din față este scris cu litere chirilice gaz. A fost construită de o companie americană și ea care se numește Alstein. O altă uzină care se numește Azelka, Automobilni Zavod imeni Leninskogo Komsomola, a fost construită după proiectul Ford. Încă o întreprindere celebră, Magnitka, este o copie a combinatului metalurgic din orașul Gherei, din statul Indiana,
Compania Albert Kane a proiectat și a construit, adică a proiectat, a construit alte persoane, 500 de întreprinderi de pe teritoriul atunci a Uniunii Sovietice. Albert Keynes a fost un arhitect industrial din Detroit. Motivul a fost acela că după proiectarea tuturor fabricilor Ford a lucrat la tehnologii performante pentru proiectarea întreprinderilor industriale. În Statele Unite, compania s-a pregătea 400 de desene timp de o săptămână. Vă imaginați? Într-o săptămână, muncitorii de la această companie pregătea 400 de desene. Și a construit mai multe întreprinderi industriale într-un timp tot foarte record, într-un timp de 5 luni. Kane a reușit practic să demonstreze că poate face același lucru și pe teritoriul URSS. Proiectul Stalinski Tractorny Zavod a fost finalizat într-un timp record de și foarte scurt. Structurile de construcție pentru aceasta a fost fabricate în Statele Unite, aduse în URSS și asamblate în decurs de 6 luni. Numai 6 luni. Aceeași companie, Albert Kent, a fost cea care a creat o școală a biografiei industriale de frunte în acea perioadă pe teritoriul Uniunii Sovietice. Împreună cu fabricile au fost create și orașe pentru muncitori, fiindcă ca să construiești o fabrică și un oraș așa de mare, ca să lucreze mii și mii de muncitori acolo, în această întreprindere, era nevoie de muncitori. Și iată că ei s-au gândit că e bine să construiască lângă fabrică sau lângă uzină și oraș. Ernst Mayr, arhitectul german, a participat la dezvoltarea proiectelor arhitecturale aproximativ în 20 de orașe sovietice. Într-o perioadă de 10
ani, americanii au construit aproximativ 1500 de fabrici și uzine pe teritoriul URSS. 1500. Aproximativ 200.000 de ingineri și tehnicieni, oameni care au lucrat în Statele Unite, adică ingineri, tehnicieni americani, au venit sau au ajuns în URSS, care au condus o armată de aproape 1 milion. 1 milion de prizonieri din gulag. Ei au condus 1 milion de prizonieri din gulag. Profesorii americani au proiectat 300.000 de specialiști, au pregătit 300.000 de specialiști calificați în toate cadrele pentru industria sovietică pentru mulți ani înainte. Așadar, baza materială a socialismului a fost construită de capitaliștii din Statele Unite, plus munca ieftină a celora din gulag. Dar cine au fost duși în gulag? Au fost duși numai cei care au comis o crimă sau cei care erau considerați și dușmanii poporului, care au fost duși după război, ba chiar și înainte de război, deci eu am în vedere de cel al doilea război mondial, dar ei au fost duși și până la cel de-al doilea război mondial. Numai că după cel de-al doilea război mondial, KGB-știi umblau din casă în casă, era suficient ca cineva, chiar vecinul sau un prieten, să facă un denunț că tu nu ești de acord cu utopia comunistă, cu ideile acelui ideal, acelui fericit comunism. Erai arestat, erai considerat dușman al poporului, deportat, dus în Siberia, în gulag. Și încă un lucru foarte important. Nouă ni se spunea tot timpul că capitalismul e dușmanul socialismului, adică a viitorului fericit al comunismului.
După cum vedem, acest lucru e totalmente contrariu. Întreprinderile de pe teritoriul URSS nu au fost construite așa după cum ni se spunea de muncitorii sau de bravii oameni ai socialismului. În perioada sovietică, această perioadă, acest răstimp care ne-a dus în eroare și